Elit Mezeluri cu gust desăvârșit îți prezintă emisiunea Meriți. Rămâi alături de noi și descoperă lumea bunului gust. Bună seara, prieteni, bună seara, copii, la mulți ani. Trebuia să zic, sper să vă doresc din tot sufletul să nu mai treceți prin ce ați trecut în ultimii ani, să fiți din nou copii, să fiți lăsați să fiți copii, să vă bucurați unii de ceilalți, să vă bucurați de copilărie, de libertate, de frumusețe, de sănătate și... de ce nu de un viitor poate mai frumos decât ne-am închipuit cu toții. Pentru că sunt sigur că toți în lumea asta vă dorim același lucru. Ca de obicei, plouă interminabil, plouă cam Bacovia, plouă, dar plouă și cu picătura chinezească cu care v-am obișnuit aici la Metropola TV și live pe Facebook Mugur Mihescu, și anume emisiuni dedicate celor care fac și tac. Sau ei ar vorbi, dar nu prea îi aude nimeni sau nu prea îi bagă nimeni în seamă. Emisiuni despre în care faptele sunt vedetele, în care oamenii sunt doar niște făuritori de ale acestor, nu știu, sunt măsura faptelor lor, adică sunt mai presus de nebunia asta care ne înconjoară și care ne face să nu ne mai gândim la ce contează cu adevărat. Este marți și alung din gând că vor fi ceasuri rele în această zi minunată, ziua copilului. Și vă prezint, așa cum am obișnuit de fiecare dată, materialul cu cel pe care l-am invitat în această seară. Materialul și revenim imediat. Se numește Yasser Abudan și este doctor în științe medicale și medic primar specialist ORL. Motoul lui este unul încurajator: fii mereu cu un pas înaintea problemelor de sănătate. Efectuează consultații, investigații și intervenții chirurgicale pentru persoanele care prezintă diverse afecțiuni ORL, dar este specialist și în chirurgie estetică facială. Doctorul Yasser Abudan a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în anul 1999. În anul 2005 a urmat și a absolvit Universitatea din Alep, Siria, cu diploma de specializare ORL Head and Neck Surgery. În anul 2016 a obținut confirmarea în specialitate și anume diploma de medic specialist în cadrul Ministerului Sănătății România. A continuat studiile pentru că un medic studiază toată viața și în anul 2015 își începe doctoratul în studiul particularităților chirurgiei nasosinusale la pacienții ORL. De-a lungul ultimelor două decenii a lucrat ca și medic specialist atât în România cât și în Siria și Egipt. Până aici totul sună perfect. Dar medicul nostru a ajuns să se stabilească în România pentru că a trebuit să fugă împreună cu familia pentru a-și salva viața. În 2012, tot ceea ce avea în Aleppo, Siria, mai exact un spital multidisciplinar al lui, cu 10 etaje, casa și alte afaceri de familie, au fost distruse în bombardamente. Și-a luat familia și a plecat spre România. Aici a fost nevoit să o ia de la zero. A învățat limba română în timp record și chiar dacă era medic specialist cu 20 de ani vechime, nu i s-a recunoscut diploma și a fost nevoit să facă din nou rezidențiatul. Dar toate astea nu au fost impedimente. Pe doctorul Yasser Abudan nu l-a oprit nimic din drum. A venit în România ca să-și salveze viața, iar acum el este cel care salvează vieți. Astăzi este un medic apreciat la noi în țară. Este unul dintre puținii medici care aplică tehnici inovative în operațiile efectuate, consultă la spitale prestigioase și intenționează să-și deschidă propria clinică. Are o familie numeroasă și frumoasă, are 5 copii, iar fata cea mare îi calcă pe urme. Este și ea o studentă eminentă la medicină. Așa cum de altfel și Yasser Abudan îi calcă pe urme tatălui său, pentru că medicina este o tradiție în familia sa. Doctore, îți mulțumim că ai grijă de sănătatea noastră și jos pălăria în fața ta, pentru că meriți! Și uite cum am început o săptămână în care vedem că nu ne trebuie o cetățenie anume sau o graniță anume sau
Eu știu ceva anume ca să fim oameni. Să fim oameni, să fim modele pentru cei care sunt în jurul nostru. Bună seara, domn doctor. Și bine ai venit. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să vă spun la mulți ani pentru ziua copilului și aș dori toate cele bune pentru toți copiii care sunt viitorul nostru, să-i trăim bine, să-i hrănim bine și să-i educăm bine și să-i facă bine pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc că ai ales casa noastră. Am văzut ce s-a întâmplat, nu doresc nimănui în lumea asta, dar spre deosebire de mulți alții, ai cu tine o bogăție numită meserie. Da. Când ți-ai descoperit pasiunea pentru așa ceva? Bun. Povestea mea este o poveste cam lungă și tristă. Începem... Poveste umană, până la urmă. Da. Începem de 1994, când aveam 18 ani, am venit aici în România, am învățat la facultate de Carol Davila medicină și farmacia, medicina generală, am terminat în anul 1999-2000, am luat diplomă de licență și m-am revenit în țara mea, am făcut acolo echivalare de licență de diplomă de medicină, apoi am făcut la facultate de universitate din Alep, care este dintre cele mai mari facultăți din Middle East, cum se zice, am făcut specializarea acolo de ENT, Head and Neck Surgery, sau ORL. Da. ORL. Apoi am început cariera mea din 2005 până 2012-2013 am inventat acolo, am construit un spital destul de frumos cu ajutorul părinții mei și socrii mei, că tatăl meu este medic și nevasta mea este farmacistă, socrul meu este farmacist, fratele meu este farmacist, deci suntem o familie tradițională în medicină și farmacia. Tatăl meu a fost absolvent în 1970, care nu era decât 10 de medici în toată țara mea, Siria. Și unde a absolvit tatăl? În Siria. În Siria. Nu era o facultate în Aleppo, în țara mea. Alep a fost în Damasc, în capitală. Și apoi am început eu să lucrez din 2005 ca medic specialist. Am deschis clinica mea privată, am deschis spitalul, am început cu spitalul cu 2 etaje și apoi am făcut-o mai mare, până am ajuns la 10 etaje cu computer tomografic, cu RMN, cu open cord, bypass, cath lab, cum se zice, angiografie, faceam operație de deschidere a creierului, operații oftalmologice, operație de inimă deschisă, tot felul de operații. Am avut 7 sali de operație, am avut și dializă, și reanimare, intensive care. Toată industria, cum s-ar zice, de fapt toată îngrijirea pe care ți-o puteai dori sub același acoperiș. Da, exact. Deci aveam aproape 3000 de metri pătrați în toate etajele și era ceva foarte mare. A început, din păcate, războiul la noi, din 2011, am stat în țara mea și ziceam se potolește, până 2012, nu mai știu exact, dar cred ori noiembrie, ori decembrie. A început în țara mea super tare, nu mai suportă, nu mai am cum să stau, pentru că este pericol de viață și deasupra mea și deasupra familia mea și copiii mei. Eu sunt însurat de o doamnă farmacistă, cum v-am zis, am 5 copii. Bine, e ziua lor, la mulți ani. Mulțumesc. Noi personal ne plac să ne fac mulți copii. Da. Pentru că zicem că te sta din spate și te împinge în față. Da. Mai ales dacă ai cu ce să-i hrănești și să-l educ bine. Categoric, asta e, să ai cu ce să-i hrănești și să-i educi, pentru că sunt alții care fac 10 copii și ei n-au după ce bea apă. Perfect. Și eu nu înțeleg din nefericire, adică nu înțeleg nefericirea lor și prostia lor. Nu înțeleg ce au cu bieții copiii ăia.
pentru că le fac rău, lor le fac rău, dacă nu ai cu ce să-l hrănești. Corect. Dar așa, când ai posibilitatea... Mulțumesc! Bravo! Deci, așa a fost. Din 2012, din păcate, spitalul meu a luat 7 rachete, după 7 rachete a luat 4, nu știu cum se numește limba română, barilele ăsta pline de TNT și nu știu ce și nu știu ce. Deci erau două departamente, unul mare și unul mai mic, unul de 200 de metri și unul de 100 de metri. Ăsta de 100 de metri s-a dat jos total, definitiv, nu mai are nimic și se vede și pe pozele. Cel mare a început să... O dovadă că oamenii în continuare pot să fie teribil de frumoși și teribil de proști, în general. Corect. Lumea așa a mers de când am făcut lucruri mărețe, după care am făcut lucruri oribile, iar încât la un moment dat nici nu mai știi ce să crezi despre noi ca oameni, ca rasă, ce suntem de fapt. Creatori suntem, creatori de frumos, de Michelangelo sau creatori de distrugere? Adică nici nu știi cum să te, dacă ar veni un E.T., un extraterestru și ar vedea istoria noastră, nu știu dacă ne-ar putea încadra undeva. Da, deci eu am o vorbă care tot o zic, pentru distrugerea toată lumea se unește. Dar pentru creșterea și dezvoltarea, fiecare unul se gândește la ale lui și la interesul lui personal. Din păcate. Din păcate, așa am descoperit-o și prin experiență, că dacă vreau să distrug pe cineva, toată lumea mă ajută, din păcate. Din păcate. Dar dacă vreau să fac ceva bun, toată lumea stă împotriva mea sau împotriva dumneavoastră și face că nu te las, nu ai voie, nu știu ce, nu știu ce, știți cum e. Și asta e viața, știți cum e. Deci ești aici în țară din 2000? Deci, scuze, am intrat în țară în 2013. 2013. Până am scos diploma de Facultate de Medicină Iareș, am fost la Ministerul Sănătății, din păcate nimeni n-a cunoscut specializarea mea și masterul care l-am eu. Eu am făcut în Siria master din 2005 până 2007 în ceva care se numește reconstrucția facială, facial reconstruction. Doar făceam frumusețea feței. În 2013 până 2014, până m-am acomodat un pic, știți cum e, după ce pleci din un șoc, ne trebuie un pic timp să ne repornim din nou. Și am început să repornesc în 2014. În 2014 am început să caut cum să lucrez, cum să hrănesc familia mea, cum să am grijă de ce am eu, familia și mine și toată lumea. Și a început obstacole. Filme de obstacole, cum se zice, sau serie de obstacole. Prima, că eu sunt din Middle East, n-am cetățenie europeană, n-am cetățenie americană, n-am cetățenie de Canada și nu pot să echivalez ce am eu. Apoi, țara mea nu este recunoscută ca Uniunea Europeană și n-am cum să echivalez diploma mea de specializare. Da. Până nu mai pot și am zis, gata, nu mai fac nimic, m-am dus acolo la Ministerul de Sănătate și am zis, vreau să mă înscriu să fac doctoratul, măcar atât. M-au zis, ok, poți să faci doctoratul, că ești absolvent din România și ai diploma de licență din România și poți să faci doctoratul. Rezidențiatul? Nu, doctoratul, da, doctorat. Acum. Întâi doctoratul. La doctoratul, m-am înscris acolo la doctoratul și am zis, mai fac încă un doctorat. Și am ales doctoratul care se numește FES, Functional Endoscopic Sinus Surgery, adică endoscopie sinusală funcțională chirurgicală. Și am început să fac doctoratul. Din întâmplare, am găsit acolo un profesor super tare, care m-a ajutat și el m-a luat din mână și am fost împreună la Ministerul Sănătății și acolo dânsul m-a ajutat super, super mult și eu îl mulțumesc foarte mult. Acum săracul a murit, să-l ierte Dumnezeu, da? Și m-a ajutat super tare. Și m-au înscris acolo, în 2014, cam așa ceva, la octombrie 2014, ca medic rezident. Deci, eu luat-o de la capăt. Exact, eu aveam atunci 43-42 de ani și toți colegii mei care boboci. Aveau sub 30 de ani. Da, boboci. Sub 30 de ani. Bine, n-am zis că nu e ok, am început să fac
stagiuri, am început să fac cursuri, până am ajuns să dau examene. Da. Am dat examene, 5 examene, unul scris, 2 interviu și 2 examene la sala de operație. Am trecut frumos, am luat nota 8,9 din 10, am fost mulțumit, toată lumea a fost mulțumită de mine acolo și în 2016, decembrie 2016, am terminat examenele. Și am început să lucrez. Sigur, n-am lăsat doctoratul, am terminat doctoratul, am continuat doctoratul care am început-o și am terminat-o în 2018 și am luat și diploma de doctorat, al doilea diploma de doctorat sau al doilea știință medicală doctoratul în FES. Am una din Siria și acum am una aici. Și specializarea din Siria și specializarea aici. Deci am pornit din sub zero. Barierele astea sunt peste tot în lume, din nefericire, știi bine. Istoria, politica, certurile în general ne-au adus aici. Pe vremuri era, țin minte, se numeau Freemasons, masonii liberi, care, indiferent ce conflicte existau în lumea asta, lor li se asigura libera circulație. Aveau certificat, de asta le și spunea masoni liberi. Ei erau cei care erau constructori de catedrale, de edificii, temple. Și indiferent ce conflicte erau între puterile de atunci ale lumii, acești oameni care construiau puteau să se ducă arătând acel certificat și să profeseze oriunde, chiar dacă acele puteri erau un conflict în război. De ei nu se atingea nimeni. Freemasons. Așa eu consider acum că această breazlă de oameni liberi care ar trebui lăsați peste tot să profeseze pentru că nu aduc decât beneficii ca oameni, ar trebui să fie doctorii și profesorii. Corect. Oamenii ăștia ar trebui să fie declarați profesii libere de graniță, profesii libere de politică, profesii libere de orice mârlănie le mai trece unora sau altora la un moment dat prin cap. Pentru că voi nu faceți altceva decât să construiți viitor sau să construiți sau să reconstruiți vieți. Da, și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Din nefericire, uite-te, ai mai dat examenul odată, ai fost și la balul bobocilor. Nu. Asta îți mai lipsea, să te duci la balul bobocilor, să te cheme, să zică, domn doctor, ești boboc, nu? Da. Ești boboc. Deci în 2018 ai reușit în sfârșit să închei capitolul birocrație și... Da, am terminat în 2017, am început în 2017 cariera ca medic specialist aici în țara România. În țara România. Și în 2018 am luat diploma de doctoratul și de 2017 până acum bine lucrez, am început să fac ceva, acum încerc să mai fac și altceva mai bun. Eu personal îmi place să studiez tot timpul, să citesc tot timpul. E un defect al doctorilor în general, că ei și la moarte studiază. Stai puțin, nu veni moarte, că m-am puțin de citit. Eu în fiecare săptămână am destul de operații și înainte de orice operație, și dacă este normală, obișnuită, citesc înainte de operație. Citesc, studiez în capul meu ce trebuie să fac în timpul operației, cum trebuie să lucrez cu pacientul, ca fiecare pacient are specialitatea lui. Câte operații faci pe săptămână, așa, media? 3, 4, 5, depinde. Depinde. Depinde, 3, 4, 5 și aș vrea să fie și mai mult, dar o să fie. O să fie. Eu sper pentru sănătatea oamenilor să fie mai puține. Acum... Nu, deci operație durează, depinde de caz, dar în general operație durează o oră, o oră jumate, depinde de caz, cum v-am zis. Și două operații pe săptămână sau 3 operații pe săptămână putem face. Eu operez miercuri și joi și restul zilele consultez și urmăresc pacienții și after și before și am rezultate destul de bune.
Am văzut și le-am și urat la mulți ani. Cinci după tine. Da. Cinci. Câți îți calcă pe urme? Câți din ei cinci? Deci. Câți vin după tine? Zilnic. Ca profesie. Nu, câți vin după tine ca profesie? Câți își doresc să... Toți. Cred. Toți vor să fie medici? Cred. Fraților, ce aveți? Le-ai pus ceva mâncare? Le-ai dat ceva să mănânce? Deci acum prima fată de-a mea, care o cheamă Hana, domnișoara care e la mijloc, care o cheamă Hana, are 18 ani și este primul an la medicină generală. Al doilea băiatul, care este anul acesta, intră în IB și fata mea este absolventă din școala Mark Twain, IB. IB International Baccalaureate. Și băiatul meu acum, anul acesta, intră în baccalaureat, în IB, și vrea să facă și în medicină. Am doi gemeni, mici, au 12 ani, 13 ani, și cea mai mică, răsfățată mea, care are 7 ani jumate, 8 ani. Ea e prințesa, nu? Da, e prințesa, știți cum e. Nu te, îi las copii, nu zic, mă tată. Normal. Hă? Mă tată, ce... Da. Da. Nu pot să o refuz, asta e. N-ai cum. N-am cum. Eu zic că au privirea așa, mai ales când e cea mai mică, te-a topit. Exact. Cum intru acasă, îmi face așa, ia telefonul și dispare cu telefonul și urmărește. Păi nu e ok, domn doctor, nu e ok cu telefonul. Nu e ok, că trebuie să facă altceva, să facă sport, să se joace, să... Da, are, se duce la gimnastică. Fac sport ai tăi? Al meu, cel mare, băiatul, se duce la sală acum, că are 17 ani. Cei mic, cei doi gemeni mici, fac fotbal, basket. Și cea mică face gimnastică, se duce la gimnastică. Da? Da, se duce la gimnastică. Ei place gimnastică acolo. Facă dansuri, facă gimnastică. Știți cum e. Și ei mici la ce liceu sunt? Toți. Gemeni, deci, gemeni. La Mark Twain, toți. Sunt, nu sunt la liceu încă sunt clasa 8. Clasa 8, da, clasa la ce 8-a. Școală? La asta da. Da, toți sunt în limba, bilingual, cum se zice, engleză și română. Da, acolo, la școală, engleză și română. Fata mea este la limba engleză, la medicina generală, anul întâi, și așa ceva merge viața. Și cam ce își dorește să facă fata? Nu știu. Ea zicea că, dacă după ce zice ea, vrea cardiologie. Și cardiochirurgie, de fapt. Oh my God. Și am zis-o că foarte greu, mai ales că ești fata. Și foarte greu. Fa oftalmologie, ORL, pediatrie, radiologie, dermatologie. Are cuțitul la inimă. Da. Are curaj. Da. Și vrea să facă... Bine, mai are timp. La urmă, viața este... Răsplătește oamenii curajoși. Știi bine? Da. Curajul și perseverența, mai ales într-o meserie, așa cum am spus-o și, nu știu, aș ruga să se gândească și alții la conceptul ăsta de free doctors, medicină fără frontiere, adică cum era exact free masons, medicina și dăscălirea, luminile astea două ale noastre ar trebui să fie total lipsite de granițe. Total. Da, trebuie. Eu personal, când am venit aici, am repornit sub zero. De la, nu, da, de sub, la sub zero. Deci nu eram la zero. Da. Eram sub zero, pentru că rezidențiatul eu am făcut-o când aveam 20 și ceva de ani. Nu erai sub zero. Dragul meu, tu veneai cu ce aveai aici. Da? Că ai observat. Și după ce plecăm de pe pământul ăsta, nu luăm nici case, nici aia, nu. Luăm, se poate, cu noi amintiri, luăm cu noi, probabil, nu știu, că nu s-a întors nimeni să ne spună, dar în niciun caz casele și hainele, alea nu le luăm cu noi. Corect, luăm doar ce am făcut și faptele bune. S-ar putea să luăm ce avem aici și aici, atât. Corect, faptele bune și să vorbească lume de noi bine. Asta ce rămâne. Da, asta, amintirile, cum ați spus dumneavoastră, și ce am făcut bine în viață. Da. Contează mult faptele, da. Foarte mult. Da. După ce ai terminat, hai să luăm perioada 2018 până în prezent. Da. Ce faci în afară de
medicina asta. Bun. Eu am luat decizie împreună cu toată familia că nu cred că mai pot să mă întorc în țara mea. N-am cum. Viața este grea, mai este război, dar acum nu mai este conflicte așa cum era cu arme și așa ceva. Acum război este economic. Și mai dificil să trăim acolo cu condițiile foarte urâte. Și m-am gândit să începem să facem aici, să construiesc aici din nou un spital, o policlinică destul de bună, cu blocul operator, cu mai multe medici, care, cabinetele de medici care putem face, mai multe specializări și, într-adevăr, am început să caut terene, niște clădire, ca să reconstruim un mini-spital cu ajutorul niște prieteni și acum caut. Acum caut un teren sau o clădire care pot să o fac mini-spital. Blocul operator, 2-3 sali de operație, intensive care sau reanimare, cum se zice, sau post-operator, o sală de post-operator, niște rezerve, puțin radiologie, electrocardiograma, ce ne trebuie, o mini-farmacie, cum se zice, și... Adică toată... Deci ce trebuie la clinică? Trebuia să pleci tu gonit de un război ca să faci un spital aici, fratele meu. Adică, mi se pare așa... Da, și ai noștri... Au făcut unii dintre ei, e drept, e clar că suntem un teren fertil, pentru că ducem lipsă de așa ceva, o da. Lipsă mare. Corect. Și mă bucur și mă întristez în același timp, știi, că n-ai fost în situația să zici, wow, dar oamenii ăștia deja au spitale, deja au asta, eu ce mai fac aici, știi, cam așa. Dar fi binevenit în treaba asta, pentru că avem nevoie. Avem nevoie de omul ăla care să citească înainte de a se apuca și a-i zdrobi fața unui om. Avem nevoie să avem grijă unii de alții. Corect. Și asta e viitorul meu sau planul meu în viitor, să fac un mini spital și să-i fac și mai în viitor, să-i fac și mai mare și mai mare și mai mare. Să-i pui etaje, să-i pui etaje. Exact, știți cum e, planul vine mic și crește, cum este copilul. Dacă educăm bine și hrănim bine, crește. Bravo, domn doctor, îmi place filozofia asta. Da. Îmi place ideea asta de în permanență să-ți atingi următorul, să-ți atingi platoul pe care ți-ai propus și pe urmă să te uiți iar în sus. Stai așa puțin, că e doar un platou intermediar. Mai pot? Dar cât crezi că te mai ține? Câți ani ai tu acum? 40? Am 45. 45. 75, născut. Și crezi că te ține? S-a dat Dumnezeu, am dat Dumnezeu sănătate și să pot să fac ceva. Da. Eu mă consider că... Nu, să te țină, atenție, nu neapărat că nu muncești forța. Tu. Nu. Ăsta. Adică entuziasmul ăsta. Trebuie să că mă foarte țin. Multă lume o văd. Sunt oameni care își pierd entuziasmul de pe la 30 de ani. V-am zis eu de la început că eu am pățit mai multe și toți ce ne auzit de povestea mea că zicea că bine că mai poți să vorbești sau mai poți să gândești sau mai poți să trăiești. Că cine a suferit ce am suferit, mulți au pierdut și capul și nu mai poate să facă nimic. Au nebunit. Exact. Eu am reușit să fiu mai tare și să am forță să reîncep din nou, să o repornesc din nou și sper să am și forța să continui deci, să fac ceva mai ca lume. Copiii cei mari s-au născut acolo? Toți acolo. Cea mică? Cea mică a născut în Turcia. În Turcia? În Turcia. Eram pe drum. 25 decembrie 2012. Și cum te-ai gândit ca alții? Germania? V-am zis. Ai făcut facultate aici. Nu e vorba doar de facultate. Fratele, nevasta mea, este aici și are medicamente, are firmă de medicamente aici. Și este aici de 20 de ani. Și el ne-a zis, veniți aici, viața este frumoasă, oamenii sunt prietenoși, friendly, nimeni nu urește străinii, nimeni nu este contra străinii, invers, toată lumea iubește să aibă contactul cu străini și oamenii sunt foarte deschiși, nu au
probleme cu nimeni, nu este rasismul și așa ceva. Și într-adevăr, când am venit aici, eu personal am experiența veche, bine, eram un tânăr, atunci aveam 18, 17, 19 ani, 20 de ani, nu aveam experiență. Acum, când am venit, am văzut că, într-adevăr, oamenii sunt foarte deschiși, oamenii sunt buni, sunt drăguți, prietenoși, nu au probleme cu străini și eu personal n-am pățit nimeni să îmi spune ce cauți aici în țară. Categoric, marea majoritate este în felul ăsta. Categoric și noi avem muscăturile noastre, ca orice pădure există, bine că e mai multă verdeață decât uscături și nu poți să vezi copacul din cauza uscăturilor, ci nu vezi uscăturile din cauza copacilor, ceea ce este un lucru... Corect. Un lucru minunat. În alta țară știți, dumneavoastră, că este mai complicat. Mai complicat. Vorbiți în limba engleză, răspundeau în limba lor, acolo, în alta țară. Aici n-am pățit-o. Aici invers, te vede că nu știi limba, te ajută să vorbești, te ajută să corectează, fără să te deranjează, exact, să te deranjează și să te zăpăcească, să face rău și așa ceva. Și ceva bun. Eu ridic valeria pentru populația română, că e o populație foarte deschisă și mie îmi place personal de ei, că sunt oameni buni. Bun, și eu sper să aibă o viață mult mai frumoasă, mult mai deschisă. Eu sper pentru toată lumea, nu numai pentru... Normal. Clar că pentru ai mei, în primul rând, dar până la urmă te gândești, așa cum ți-am zis, ție în meseria ta și cum văd meseria de doctor și de profesor, te gândești uitându-te și regândind istoria puțin în ce am trăit ca evoluție noi oameni, care sunt de fapt ai noștri? Care sunt acei ai noștri? Suntem toți oameni pentru numele Lui Dumnezeu. Corect. Toți. Păi dacă ne gândim contează așa... că ai ochii cum au asiaticii sau că ești brunet sau că... Mă, nu contează că zâmbești, iubești și împarți niște valori umane? Și sufletul. Că atunci când ești razna, dar toate națiile au... Normal. Au deștea razna. Ideea este cum să facem astfel încât să nu-i mai lăsăm să ne strice ca pe mere. Știi, un măr stricat le strică pe celelalte din jur. Cum este să le interzicem celor care au accesul, au posibilitatea de a te strica? De asta zic, ai noștri. Care ai noștri? Ești al meu, iubești, ai copii, zâmbești, ești tot al meu. Dar nu toată lumea gândește cum gândiți dumneavoastră. Știți cum e. Acum, fiecare om cum are în capul lui, gândește. Eu personal gândesc cum gândiți dumneavoastră și niciodată n-am luat-o că ăsta este nu știu ce, ăsta este din ce nație și celălalt din ce nație. Păstrează-ți ideea, avem un solospot, un minut, revenim, dragii mei.